trăiți cele mai grele momente de când v-ați apucat să investiți în fotbal? A, nu, nici pe departe. Din câte am trecut în fotbal, astea sunt chiar foarte ușoare. Păi, am uitat cu toții ce am pățit în 2011, când am fost atunci linșat și executat, sau în 2013, nu. E un moment greu, dar acum suntem totuși foarte bine, pentru că avem o infrastructură solidă, avem practic o fabrică de fotbal la Craiova, noi, făcută. E o chestiune de formă, că suntem acum în situația care suntem, avem un lot foarte bun, avem un club stabil, din păcate suntem într-o pasă proastă și e o chestiune rezolvabilă. Până la urmă, așa este fotbalul, trebuie să fii pregătit pentru orice împrejurare. Deci nu este un moment atât de grav cum îl prezintă unii. Totuși, o teamă de relocalizare există? Există așa în subconștientul meu o astfel de teamă, dar până la urmă vă spun, nu, asta e cea mai mare tragedie la un club de fotbal. Sunt atâtea cluburi care au plecat de jos, care, cu excepția unora, care s-au trezit în Liga 1 sau în Liga 2. Steaua și Dinamo s-au trezit în Liga 1 în 1948, când echipele capitaliste au fost desfințate de către regimul stalinist și le-au băgat direct în Liga 1. Dinamo și-a mai spălat puțin păcatele, că a mai fost în Liga 2. Și din punct de vedere al spălatului păcatelor, și Steaua, prin ruptura cu FCSB, și acolo s-a făcut o puțină spălătură, în sensul că nu a înființat secția de fotbal a clubului Steaua, auto de jos, și într-un fel sau altul pe jumătate și-a spălat păcatele. Mai sunt alte echipe care au fost atezate direct în Liga a doua pentru a acoperi distrugerea altor echipe, cum a fost cazul celor de la CSU. Așa că fotbalul continuă, indiferent în ce ligă suntem, continuă. Asta e viața. E o întrecere sportivă unde participă 16 cluburi. Unii sunt mai meritoși, alții sunt mai puțin meritoși. Unii au un sezon bun, alții mai prost. Trebuie să fii bărbat și să privești lucrurile așa cum trebuie. Am văzut și pe domnul Iftimie și pe alții că, domnule, că dacă retrogradezi, nu mai mă las de fotbal. Dar de ce, domnule, ce e liga asta a doua, este o sperietoare? E un restart, e un nou început. Nu văd de ce va ieși din comun ceva atât de grav. Sunt lucruri mai grave, uite, care se întâmplă oamenilor, nu asta. Dacă iubești o echipă, să o iubești și în Liga 4, cum s-a întâmplat la noi. Așa se vede atașamentul, așa să fie alături de echipă numai la victorii sau numai la momentele bune, nu este corect sau nu este definiția suportului, nu așa înțeleg eu. A, poți să fii supărat, să fii frustrat, dar a rămâne alături de echipă este o normalitate. Însă eu cred că totuși noi vom evita această situație și că și la anul vom juca în Liga 1. Mulți se întreabă de ce Nicolo Napoli pentru a 10-a oră la noastră. A fost un om care tot timpul și-a dorit să fie aici. Eu când am avut nevoie, am apelat la el. Vă spun că el mi-a dat, el s-a autopropus că vrea să mă ajute, deci nu am fost cel care a insistat. Iar când am văzut că un om care vrea să vină la noi să antreneze și că se autopropune și că nu se teme de nimic, vă dați seama, pentru acest moment a fost cea mai bună soluție, pentru că am avut și scopul de a să zic așa, de a face pe placul a circa 1.500-2.000 de simpatizanți al Nicolo Napoli, pentru că din filonul cel mai important al suporterilor, nu știți că 7% sunt fan Nicolo Napoli. Ocazia asta și cartea recordurilor. Nu, și am vrut să înaintea meciului cu CSU să creez o emulație cu acești 1.500-2.000 de suporteri fan Nicolo Napoli care m-au zăpăcit prin mesaj și prin astea. Am vrut să-mi pun doi epuri dintr-un foc. Plus că cu el am o relație foarte... El știe ce vreau, eu știu ce vrea el și pentru moment e o soluție de avaie. Dar încă o dată, ce vreau să spun eu? Deci în acești 20 de ani, de când Nicolo Napoli a venit la Craiova, de fapt mai mult, sunt 21 de ani de când a venit prima oară, decât de două ori a fost demis de la clubul ăsta. Restul, acestea așa zise mandate, 10, nu știu dacă sunt 10, sunt cuantumul înțelegerilor care au fost între noi. Deci nu a existat. Deci am stabilit să vină pentru 3 luni, 3 luni a venit. Pentru 7, un an a venit. Nu a fost dat afară. Așa a fost înțelegerea. Este un antrenor care a fost
adus pentru o perioadă limitată de timp. Așa a fost înțelegerea oamenilor buni. Și pentru că, datorită situației la club, pentru că au fost aceste, să zic așa, această lipsă de rezultate și aceste poate greșeli, poate erori în alegerea antrenorului, n-au fost potriviți pentru ceea ce ne-am dorit noi, e și un club aparte, cu probleme, cu presiune și cu toate astea, l-am adus, este mantaua de vreme rea, să zic așa, e un termen foarte des folosit în fotbalul românesc încă din anii 90. Dar nu a fost dus să fie bajocurit sau să fie umilit. Efectiv, m-au apelat la el, vine pe bani, nu vine fără bani, el n-avea nicio ocupație acolo, nicio serviciu în Italia, s-a oferit să vină, l-am adus, a fost un acord și un lucru bun pentru ambele părți. El a reintrat în circuit, i-a mai oferit și un contract cu sume deloc mici și el este mulțumit și noi că ne facem treaba cu el acum cât avem nevoie de el. Și atâta scandal că vine, poate să vină și a 11 și a 12. Într-adevăr, am spus că nu-l mai aduc, dar asta a fost și datorită faptului, pentru că eram asaltat de foarte mulți fani, vă spun, cu mesaje, cu comunicări. Dar, în momentul când echipa a avut această situație, sau are această situație grea, și mi-am dat seama că îmi trebuie un antrenor care să cunoască bine lotul și care să cunoască mersul treburilor aici la club. Cel puțin pentru perioada imediat următoare. Vom vedea ce va fi de la vară, dar asta este motivul și explicația în legătură cu Nicola Napoli, care este amicul meu. Din păcate, vă spun, el este într-un fel așa, este manipulat și nu poate prea mult să manipulat. Este instigat de anumite persoane care se folosesc de imaginea lui și care l-au făcut să de multe ori să facă niște afirmații, părerea mea, nepotrivite și care au dus la anumite rupturi între mine sau între noi și el. Dar a fost chestiune de moment, pentru că îl cunosc de prea mulți ani pe Nicola Napoli, ca să țină supărare cu el. Și faptul că l-am adus și că mi-am călcat cuvântul, arată clar că a fost mai important sentimentul meu de prietenie și de amintire cu el decât anumite afirmații. Vă despărțiți de Bauza după Gigi Becali și Șucu de la Rapid Intercoale? Șucu de la Rapid? Nu cred. Nu cred că, cel puțin eu nu cunosc cu astfel de lucruri. Da. Bauza este cel mai bun fotbalist din România, fie că unii acceptă sau alții nu chestia asta. Pentru mine, așa, cum mă uit la fotbalist, el și când joacă prost, rămâne unul dintre cei mai buni fotbalist din România, dar în general, 80% din meciuri le joacă foarte bine, însă e foarte greu pentru el, pentru că în toate meciurile este faultat mișelește, deci toți adversarii, indiferent de echipă, de la locul 1 până la locul 16, toate echipele au tactica lor în meciul cu noi, când joacă Bauza, știți care este, omorâsă-l pe Bauza. Deci uitați-vă la fiecare meci cum intră, cât de brutal intră în el, și cel puțin 7-8 faulturi pe meci. Din păcate, arbitrii din România nu sunt corecți, sunt toleranți un astfel de gesturi și încurajează aceste lucruri. Pentru că nu e normal ca un fotbalist să fie atât de mult faultat. Deci uitați-vă la Plici, s-a întâmplat în ultimul meci. Deci sunt cele mai multe faulturi, sunt brutale. La Galați, pe unde am fost. Deci, efectiv, că și acum mi-am adus aminte de o chestiune, că atunci Dorinel Munteanu a zis o chestiune, că, domne, fotbaliștii la Craiova sunt cam ținuți în puf. Dar după aia, la ultima etapă, era foarte supărat că nu știu ce arbitru nu i-a dat faul la un fotbalist de-a lui, care a fost un faul de 10 ori mai slab decât faultul de repetat la adresa lui Bauza. Deci, ca să vedeți cum sunt oamenii. Deci, ai noștri erau ținut în puf, dar ai lui care erau, nici măcar nu se poate spune dacă a fost faul la faza aia, și a făcut scandal, că vezi, doamne, femeia arbitru care a fost la meci și nu și-a greșit, ca să vedeți cum e lumea asta. Deci, problema numărul unu în România este că Bauza este faultat mișelește și că ăsta nu este corect să se întâmple. Deci nu e fără pe ce se întâmplă. Între FCSB și Rapid, unde? Mă, haide să nu vorbim de chestii ăștia. Bauza deocamdată face un privilegiu orașului Craiova că joacă aici, din păcate foarte puțin craioveni vin să-l urmărească față de cât ar fi trebuit să vină. Au un fotbalist de mare anvergură în oraș care joacă pentru echipa lor și îl ignoră. Ba, am văzut că mulți suporteri îl critică, nu le place. S-ar putea ca într-o zi să joace la altă echipă din București și să aducă aminte, băiatul ăsta a fost 3 ani în Craiova și nu l-am apreciat deloc.
Nu ne-a plăcut nouă, că noi suntem mari specialiști pe internet. Cum l-am văzut că se întâmplă la fel și cu Mitriță. Nu e bun Mitriță, nu e bun Ivan, nu le place lor, ei mari, ei analiști de fotbal. Specialist. Într-o zi nu o să mai fie nici Mitriță, nici Ivan. Să vedem pe cine mai simpatizează ei atunci, pentru că ei sunt veșnic nemulțumiți. Au acest slogan, nu ne meritați pe noi suporteri. Dar ce ați făcut, mă, voi suporteri pentru echipa? Ce ați făcut? Eu nu înțeleg ce atâta grandoare pe ei, că ei suporteri nu merită echipa pe ei, pe ei suporteri. Eu nu înțeleg ce atâta afirmații din ăștia care nu-și au locul. Dar va veni vreodată în gând să renunțați? Nu renunț, pentru că e boală grea asta, n-ai cum să renunț. Dar vă spun, poate și noi, conducătorii, greșim, cu siguranță și fotbaliștii greșesc, dar și suporterii, așa voi căroși și pesimiști și nemulțumiți, ei că totul se raportează la ce era în anii 80. Ei nu văd ce e în România, nu văd cu cât participă ora municipiul Cluj la fotbal, cu cât participă Bucureștiul la fotbal. Uitați-vă la Rapid ce bani se bagă și de unde vin banii. Ce contribuție de financiară au suporterii la celelalte echipe. Fac comparații care nu sunt existente. Vă spun, și la CSU și la noi, dacă se merge pe contribuția suporterilor, echipele sunt de Liga 3, maxim. Restul sunt povești și chestiuni electorale. Cu fuziunea? Fuziunea nu se poate, v-am spus că nu se poate. Ce să facem fuziune? Orașul este deja împărțit în două, s-a terminat. Este imposibilă fuziunea asta. Dar există posibilitatea să dai jucători la cealaltă echipă din Craiova? Deci să nu dau. Dacă domnul Rotaru are bani și vrea să cumpere, îl dau, deci să nu dau. Ce credeți că mie îmi dă cineva bani de la Craiova? Oricum, mine mă costă 3 milioane pe an, diferența între ce produce clubul și ceea ce cheltuie și deja, v-am spus, sunt 12-13 milioane cheltuite de la reviere în prima ligă. Și tot înjurat. Și uite, nu-ți iese. Ești la retrogradare. Se întâmplă să nu-ți iese. Ce se întâmplă cu Aurelian Chițu, unul dintre cei mai buni jucători? Mulți se întreabă, de ce nu ai în forma asta care... Așa sunt fotbaliștii, au forme și forme, au perioade și perioade. Și trebuie să-i înțelegem. Dacă ne apucăm să-i jignim, să-i înjurăm, să-i etichetăm, este... Fotbalul e făcut tot de oameni. Și ei sunt oameni, au stări mai bune, mai proaste, au perioade mai bune, mai proaste. Trebuie să-i încurajăm să fim mai atât de ei. Dacă îi simpatizăm numai când joacă bine și mai spun o chestiune, noi nu trebuie să uităm un element foarte mult, și adversarii își doresc să câștige și ei vin cu planul să-și câștige și sunt momente și momente. Uite, gândiți-vă, n-am jucat rău la Arad, am ghinion, cu CSU n-am jucat rău, nici la Proiect nu pot spune că am fost peste Petrolul, dar n-am luat niciun punct. Sunt perioade și perioade. Cum de altfel, dacă batem pe Galați, părerea mea că putem să batem pe toți până la final. Suntem o echipă capabilă să-i batem pe toți. Dar dacă nu pe Galați, criza se adâncește și o să avem emoții. A fost bătaie în vestiar la Galați? Nu a fost nicio bătaie în vestiar, a fost o bătaie în capul unor ziariști, unor pseudo-ziariști, jurnaliști care încearcă să destabilizeze și să inflameze starea la noi. Probabil că de aici, din Craiova, sunt foarte multe alimentări de dezinformări. Acei ziariști din tabăra clonaților, gen Cosmin Staicu, care ăsta e jurnalist la ProSport, dar el este și unul din liderii Peluzei Nord. El scrie comunicatele la Nord, el scrie toate nebunirile pe la ei pe Facebook și după aia tot el ca jurnalist spune ce zice la Nord. Vă dați seama ce situație este. Acest Toni Sorică, care am înțeles că este și un fel de consilier al domnului Rotaru, un fel de individ ăsta care se pricepe la toate diversiunile posibile și care e preocupat ce mai apare, cum apare, dar oricum o să am o grijă să devoalez toată activitatea acestor doi indivizi care i-am lăsat așa în pace o perioadă, dar vedem până unde pot merge. O să prezint și o opinie publice cu ce se ocupe acest Staicu și acest Sorică și care e rolul lor în crearea acestor diversiuni prin oraș și acestor minciuni și acestor știri false. Deci nu a fost nicio bătaie, niciun scandal. A fost un reproș al lui Albu către Bahasa vis-a-vis de faza în care am primit golul marcat de Mitriță, pentru că, din câte am înțeles eu, Bahasa a avut misiunea să-l blocheze pe Bancu și el n-a făcut chestia asta, era chiar departe de Bancu. Bancu a dat o minge foarte bună pentru Mitriță și s-a luat la acel gol. Și a fost un reproș cu țipete în vestiar. O echipă care a avut meci mâine și care l-a pierdut. Deci de acolo, de la un reproș cu țipete, care se întâmplă în toate vestiarele. Deci nu e vestiar în care, în momentul când pierde echipa, să nu fie scandal. Și făcut o nebunie cu bătaie, vă dați seama, ne-a pus într-o situație de rahat. Au pus o știre
în care a stat pe cover de la 12 ziua sau 11 ziua până seara. Dar să știți că seara am ajuns la o concluzie, s-ar putea că știrea asta a avut un rol diversionist. De ce spun asta? Pentru că, după cum știți, ieri poliția a denșis la cei tineri de la Apelul Danor care mi-au vandalizat sediul. Și acest lucru s-a întâmplat dimineața la ora 6, cum face de obicei poliția. Și probabil că Cosmin Staicu ăsta a aflat despre ce este vorba și au creat acest material ca să mute atenția. Pentru că asta e numai o supoziție. Deși aici am niște contradicții. Eu însumi, pentru că am aflat că e plecat pe la Bruxelles acum. L-a luat Olguța Vasilescu la Bruxelles și Claudiu Manda îl plimbă pe el și pe alt 2-3 de aici independenți din Craiova, îi plimbă pe la Bruxelles. Dar ce mai? Poți să fii la Bruxelles, poți să fii la Tecuci, poți să fii la Ghidici. Acum, pe online, se pot face orice. Dar vă așteptați să fie prinși cei care v-au vandalizat clubul? Sincer, vă spun, uite, și vă fac o destăinuire aici. Eu am fost fer convins că e mâna lui Gogoș. Deci, opinia mea în prima zi de la eveniment a fost că e mâna lui Gogoș și nu direct. Că nu Gogoașe, adică al cotenților Gogoașe. Eu cred că eu pe el îl bănuiam că a făcut chestia asta. Pentru mine a fost o surpriză să aflu că sunt doi tineri membri de la CSU. Am înțeles că unul e de familie, unul copil. Ieri au încercat să ia legătura cu noi, să ne retragem plângerea. Dar era pe atât ce puteam să fac eu. Adică acum am intrat în panic, vă dați seama. O prostie făcută și acum o să stea într-un an, un an și jumătate în stres acum. Riscă o condamnare cu suspendare. Și nu e păcat de ei că sunt băieți tineri. Și pentru ce? Ca să facă niște orgoi de doilii. Ce au câștigat ei dacă au vandalizat un imobil? Și e și un imobil care este patrimoniu cultural, monument istoric și pentru asta este, încadrarea este mult mai grea la pedeapsă. Cine vă doriți să câștige titlul? Nu... Eu nu-mi doresc neapărat, dar cred că l-a câștigat FCSB. Așa cred eu. Și eu cred că este cea mai îndreptățită echipă să-l câștige. Are 3-4 jucători în mare formă și, deși la un moment dat părea Rapidul că se poate ține de ei, și nu e expus să se întâmple asta, cred că FCSB, nu știți că nu e tot timpul, ea campionatul, echipa care jucăm noi cu ei în prima etapă. În primul an am jucat cu CFR-ul la campionatul, după aia am jucat cu Farul la campionatul, am jucat cu FCSB, e al treilea an când se va întâmpla chestia. Deci, atenție, cei care vor juca la anul cu ei în prima ligă, că o să devină campioni. Într-un scenariu sumbru, negru, dacă retrogradați, renunțați? Nu, păi de ce să... Dacă se întâmplă tragedia asta, deși nu cred, nu văd cum. Eu chiar cred că vom câștiga următoarele 8 meciuri. Sau cel puțin 6 meciuri nu le vom câștiga, așa cred eu. Ce se întâmplă, dumneavoastră, ce e tragedie? Mergem în Liga a doua, vedem unde am greșit, la ce infracturi, la ce bază avem noi și la anul următor ne pătreziți cu noi în Liga a întâia, calificați încă de la intrarea, începerea play-out-ului în Liga a doua. Asta e. Ce tragedie e asta cu Liga a doua? Nu e nicio tragedie. Facem o reevaluare unde am greșit și data viitoare vom fi mai puternici. Nu, clubul ăsta nu se va mai închide niciodată, să fie clar. Putem să rămân, pot să-l păci tosul, pot ei să rămân decât eu și cu încă 2-3 prieteni de-ai mei la meci. Echipa va merge înainte. E vorba de o idee și un principiu. Nu mă îndoi eu după forma unei echipe. La ce avem noi o uzină de fotbal acolo, mâine, dacă se întâmplă ceva cu clubul ăsta, ne înscriem în Liga 3, în Liga 4 la vară și în 2027 ne găsiți în Liga 1. Așa știți cum este. Dar nu se va întâmpla asta. Deci, deși am văzut că mulți planați își fac speranțe, se bucură de înfrângere, nu se știe, s-ar putea ca poate luăm cupa anul ăsta, poate jucăm cu ei pentru locul 3, orice e posibil. Deci să nu se grăbească cu bucuria, că știți cum este, cine râde la urmă râde mai bine. Dacă avem noi acum 8 victorii consecutive, de ce n-am luat noi cupa anul ăsta? Că dacă ne deblocăm psihic, putem să batem pe oricine. A făcut Edi Iordănescu cea mai bună selecție, merita Alexandru Mitriță să fie convocat, în opinia noastră? Eu nu vorbesc despre convocări, pentru că nu vreau să-l supăr ceva, cumva pe Edi Iordănescu. Mai zis, poate peste nu și cu timp, aveți și noi vreunul bun și mă ține minte. Dar... Pe Mitriță.
Pentru mine, Alex Mitriță este un mare fotbalist, un fotbalist foarte bun și cred că este la asta este cel mai bun fotbalist român. Alex Mitriță. Așa cred că e cel mai bun fotbalist român, cel mai informat fotbalist român, undeva la realitate cu Coman și cu Olaru acolo, dar Mitriță are ceva aparte. Dar, bineînțeles, toți trei nu se pot compara cu Bauza. Asta să fie clar. Cu origini? Și Ivan este un fotbalist foarte bun. Eu sunt surprins că Ivan nu joacă. Sincer, vă spun, eu sunt surprins că Ivan, știu, e greu cu poziția lui și stânga ala. Eu aș merge mai degrabă 4-2-3-1 și cred că Mitriță, până la urmă, poate joace și spatele vârfului. Deși este mai greu puțin, dacă are doi, cum au ei doi îngheitori buni. Dar păcat că acest Ivan nu are loc de titular, vă spun. Eu știu, e greu și pentru cei la CSU. Dar sunt doi fotbaliști foarte buni pe care eu apreciez foarte mult. Mi-a plăcut foarte mult și Bayram. Nu mai așteptam să fie atât de bun în meciul cu noi. Au și trei patru fotbaliști foarte buni. Care este următorul jucător la FCU pe care îl dați echipe naționale? Vedi Iordănescu. Pe care îl vedeți? Păi de la FCU îl văd așa, pe... Îl văd pe... Blănuță, Dragoș, Albu și poate și Pop peste un an de, dar Albu cred că în noua generație și Blănuță se va găsi acolo. Albu cred că deja anul ăsta își va da drumul care va veni, a avut și niște probleme, acum cred că îl simt așa că începe să își dea drumul, e și vârsta 23 de ani. Pop, păcat el că datorită situației concurenței la noi n-a jucat, dar cred că de acum înainte o să joace, așa am înțeles la Nicolo că Pop trebuie să joace pentru că îl simte foarte bine. Și să nu uităm de acest Dragul care, vă spun, la antrenamente senzațional. A fost situație nouă la mine, la echipă, are calitate. Nu, dar nu vorbim de național deocamdată, dar are potențial. Iar Blănuță, care am văzut că mulți îl critică, mulți îl atacă, tot felul de neaveniști, de nepricepuți, își dau cu părerea. Blănuță va fi un fotbalist foarte bun, să vedeți. Timpul va demonstra dacă am vorbit de profesor sau alții. Eu am încredere în Blănuță, și va fi foarte mare. Dar pentru a ajunge să fie mare, trebuie să avem răbdare. Că nu poate să fie el de la... Are și meciul mai aproape și meciul mai bun. Dar Blănuță este un fotbalist de mare anvergură care trebuie ajutat. Nici că Mataul la vârsta lui nu e atât de bun. Eu l-am prins, eu copil fiind pe camii, când tot felul de indivizi, tot de genul ăsta care înjură, acum îl înjurau pe Mataul, îl jigneau și după aia îi făceau o statuie. Trebuie răbdare cu el. Deci Blănuță și Jibil sunt viitorul acestui club și trebuie amândoi să joace. Amândoi trebuie să jucați pentru că au calitate și la asta avem în curte cei mai talentate vârful din România. Dacă stau rezerve, n-au cum să crească oameni buni. Ei trebuie să joace. Hai să joace 15-20 de minute și după aia să vedem. Într-adevăr, acum suntem în situația care suntem și e această teamă de rezultat. Dar Blănuță e fotbalist. Jibil este fotbalist. Ține în minte vorbele mele și peste un an să ne auziți, să vedem dacă am avut sau dreptate. Fotbaiești cu fumare amândoi și mai mult la noi, nu mai acum să-i lau pe toți. Numai că suntem într-o pasă proastă și când echipa este într-o pasă proastă, este nervozitate, sunt reproșuri, presiunea de rezultat, amenințările mele care le fac și eu acolo la adresa lor, pentru că asta e, sunt, mai am ieșit și eu din peper, mai spun și eu una alta. Și când intri în această situație de ghinioane și de lipsă de rezultate, e greu să-ți revii. Tot trebuie să se întâmple un eveniment, un meci, două foarte bune ca să-ți revii. Dar pe toate astea vine și această critică. Și vin suporte, și te jinești, și te înjură, și scântă prohodul, gata, nu mai vin la echipă. Nu avem nevoie de astfel de suporteri. Nu mai veniți, domnilor, la meci. Stați acasă, lăsați-ne pe noi singuri și gata. Decât să veniți să ne înjurați, să ne cântați prohodul, să ne giniți sau să ne umiliți, mai bine nu mai veniți. Asta e. Suntem o echipă fără suporteri, dar nu ne schimbăm drumul după ideile unora sau altora. Aici s-au investit bani, s-au investit energie și nu cred că suporterii aceia care nu au informație de la club, care se cred deștepți, când văd, mă uit la ei, când văd formație, de ce nu joacă ăla, de ce nu joacă ălalt, mulți habar n-au că e regula de U21. Păi aveai, de popa nu vă convine în poartă. Dacă nu bagi pe popa, pe cine bagi? Ori pe Blidar, ori pe Blănuță. Păi ce faci? Întărești flancul stâng. Pui pe Blidar vârful, pui pe Chițu. Ce bagi, pe cine bagi? Deci trebuie să analizezi care e cea mai bună soluție pentru echipă. Eu n-aș vrea să fim cu popa în poartă. Dar sunt momente când e mai pretabil un gurău, e mai înalt, mai la față, când mai ai fundaș și central de bază, joci cu gurău.
sau când, cum a fost, când a fost la Croa lipsă, sau mă rog, când alt jucător gen Companiucci, care era foarte important pentru noi în echipă. Acum n-ai avut pe... Toți îl înjurați pe Van Dorman, fraților. Aveau atât de mulți oameni care îl contestau și jigneau, ați văzut ce e greu fără Van Dorman. V-ați convins și voi cât de bun este Van Dorman. Lipsa lui cât a contat pentru echipa asta. Toți ăștia care îl înjurați, mai ești acel tip avocat, care îmi dau numele acum, care se dea suportul nostru, îl jignea în ultimul oară pe Van Dorman. A trebuit să lipsească atât de mult timp Van Dorman la echipă ca să vă dea seama cât de bun este. Partea bună e că Van Dorman și-a revenit și acum o să fie bun de joc. Și o să vedeți ce înseamnă în echipa asta Van Dorman, pentru toți cei care l-ați criticat și care sunt și alții. Și negru am văzut că e bajocurit și umilit. Toți neaveniții și toți oamenii care habar n-au de fotbal, eticheta, dreptul ăsta la el, liberă exprimare, este foarte bun. Dar de multe ori face și rău. Pentru că, nu pentru mine, eu sunt pentru mine, eu le tratez cu zâmbete. Dar jucătorii se uită, au familie, au ei se uită, familia lor, apropiaților. Și când văd umilința și jignirile, transmiteți un sentiment care îi inhibă și care îi face să fie total nefericiți. Și niciun om pe lumea asta nu mai poate să dea randament dacă este nefericit și suferă. Pentru că acești fotbaliști sunt și oameni, nu sunt roboți. Chiar dacă printre ei mai sunt unii care exagerează sau care... Dar sunt puțini aceia, care nu sunt presioniști. Dar ei sunt oameni și toți își doresc să joace bine, să câștige echipa. Dar sunt momente când pot, altor când nu pot. De aceea eu, indiferent de situație, eu rămân atât de echipă și sunt optimist că echipa asta nu poate să uite fotbalul dintr-o dată și e o chestiune psihologică care va trece la echipă și acum avem pe Companiucci bun de joc, avem pe Padula bun de joc, avem pe Van Dorman bun de joc, avem toată echipa și noi după atâta timp pentru meci. Și eu sunt convins că meciul cu Galați vom vedea adevărata FC-ul.